Deci, reiterez, cauza penală are tangență cu ceea ce s-a întâmplat la Banca de Economie, cu această fraudă enormă, deci constituie o parte din suma căutată și investigată la moment pe dosarul Băncii de Economie, iar toate bunurile care au fost date, automobile, servicii hoteliere și așa mai departe, toate formează, de fapt au fost procurate ca urmare a banilor scoși din Banca de Economie cu încuvințarea și la solicitarea inculpatului.